Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Indiferent cine este, Halil nu este o persoană admirabilă pentru poporul turc. Potrivit multor mass media turce, nu este transparent. El își poate schimba adevărata dragoste pentru o femeie fără bani și fără talent, doar cu bani și păr. Își bate joc de Sila, o folosește și nu o rănește. Nanuca, împreună cu tatăl ei, a încercat să o discrediteze pe Sula. Sila era serioasă, cu personalitate, demnitate și principii, nu intenționa să strălucească eclipsând o altă persoană. Sula se afla dintr-o dată într-o poziție mai bună. A arătat că este foarte diferit de el însuși, mai presus de toate este cinstit, nu vorbește de rău pe nimeni, este nobil și talentat și chiar a primit premiul pe care ar fi trebuit să îi se acorde și aceasta este dovada că a treia serie de la Emanet a fost un rahat și abia am văzut pe nimeni, iar Sila a fost cea care a suferit cea mai mare violență în aceste două serii, mai întâi cu ea purtându-se ca o sălbatică, cu șerpi care o răneau foarte tare, apoi am terminat. Deci nu e rău pentru mine, nu contează. Este încă unul și dintr-o dată cel mai rău. Există lucruri în ființele umane care sunt efemere, așa că cred că mulți vorbesc bine despre el, dar sunt alții care vorbesc despre eternitate și despre aceste opțiuni pierdute. Cred că majoritatea publicului a dat o identitate liberă unui actor eșuat, imoral, perfid și ascuțit și, cel mai rău, nici măcar nu regretă răul pe care i-a făcut Sila și părinților săi pe care Sila nu i-a văzut niciodată. Spre deosebire de el, care a umilit, batjocorit și ignorat-o pe Sila, lăudând și lingând talpa pantofului șefului său, Nanuca, a vorbit rău sau bine pentru maestrul Botox a fost Nanuca, cel mai bun prieten și partenerul tău de serie a rănit persoana. Va fi foarte greu pentru public să uite ce a spus și a făcut în Georgia, deoarece a fost atât de nerecunoscător față de partenerul său, care l-a condus la succes, faimă și popularitate timp de 2 ani lungi și îmi pare rău, acum a început cam încet. A plătit. Cu toată răutatea lui și va avea un alt proiect pe termen scurt, nu cred că se va întâmpla, și este foarte greu pentru majoritatea publicului să-l susțină, chiar dacă are într-o zi. Sila primește premii în fiecare zi pentru munca ei asiduă. Așa cum am spus recent, mea mai mare și mai bună recompensa este dragostea, adorația și respectul pentru munca mea și sunt total de acord cu ea. Premiile din partea publicului servesc doar la ridicarea unei Sila care este foarte umilă și simplu și mereu, nu concur cu nimeni niciodată, nu, ci doar concurez cu mine în fiecare zi pentru a-mi îmbunătăți munca, spune el. Sila continuă să alunece încet, dar singur și cu propria ei lumină, fără umbre sau umbre, fanii săi umplu rețelele de socializare cu imagini cu Sila, chiar au deschis 2 pagini de Facebook pentru a vota duo-ul, dar se știe că Sila nu are nevoie de Halil Ibrahim pentru a fi advertiser. Cel mai bun premiu al Silei este ea însăși. Depășește afacerile altora, nu calcă pe capul nimănui pentru a avea mai mult succes, nu vinde niciodată niciunui partener sau toată averea din lume, așa că are succes pentru că nu este ambițios. Simplă, umilă, cinstită și susținătoare, din acest motiv și slavă Domnului plouă asupra ei oferte de muncă, pentru că este curată, loială, carismatică și mai presus de toate are picioarele bine puse pe pământ. Dragă Sila, Dumnezeu să binecuvânteze mereu și te protejează pe tu de tot răul, în special de invidie și să nu ti schimbi niciodată felul tău simplu și umil de a fi, care este unul dintre lucrurile care te fac să strălucești în fiecare zi. Povestit perfect despre adevăr. Asocierea lui Essence cu un non-profesionist de 33 de ani care joacă un jucător de 25 de ani cu un super profesional ca Halil Ibrahim a distrus totul. Moșteșirea imanetului în fice ce la această poveste a fost iubită, încredeță și ținută amințită de credincioși? Este din mine de ce se autodistrugează. Fiecare are o opțiune și creierul are propria minte de sau nu.
spun de ce distrugeți ce am creat și începutul tău va fi și mai rapid decât credeți că veți conveniți, apoi se va sfârșit. Sezonul 3 a fost o copie de carbon și rușant paste. De fapt s-a transformat într-un râs și a marcat o glumă grozavă. Când urmează, devine un urmetător. Iaman, văd că ai afirmat că din cauza producătoarei trebuia să vă despărțiți. Eu mă întreb, ești un om integru sau ești incompetent să-i realizezi și să-ți coordonezi viața cum vrei tu? Azi mine va veni aceste două vipere să-ți spună când trebuie să te culci cu soția ta și când nu poți. Iaman, stau și mă gândesc dacă ești un om normal, nu am pomenit în viața mea să fie probleme cu actori și la filmări și în viața privată că două vipere să facă presiuni pe un cuplu care se iubește. Trebuie să faci cum îți dictează inima, fără a asculți părerile nimănui. După ce te se aude, ai fost și tu pentru suspendarea lui Seher? Nu crezi că ai umilit-o destul atât profesional cât și privat? Las-o să-și facă rostul ei în viață, este foarte tânără și are mare succes și fără tine. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascalic.